O educatoare din vestul țării este acuzată că ar fi pedepsit o fetiță de 2 ani și jumătate cu nuiaua. Scena a fost descrisă de sora mai mare a copilei, iar părinții caută acum să-și facă dreptate. Și alte mame susțin acuzațiile și spun că cei mici au refuzat să mai meargă la grădiniță. Educatoarea neagă însă totul. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Această tânără are 2 copii la grădiniță, de 2 ani și jumătate, respectiv 5 ani. Copila mai mare a povestit acasă că sora ei ar fi fost lovită de educatoare. Mi-au confirmat și restul mămicilor că da, a fost pleznită peste față și a fost atinsă și cu joarda peste fund. Deci n-a fost de ajuns palma peste față, a mai fost și dat cu joarda. Mi-e puțin teamă, da. Teamă de ce se poate face după aia. Sunt oameni influenți sau de ce da, au... Da, au pile, tot se laudă că au pile la Timișoara, la inspectorat. Și alți părinți susțin acuzațiile. Ce vă îngrijorează, doamne? Ca și copilul meu să nu fie bătut, să nu fie agresat. Stați cu frica în sân în fiecare zi când îl duceți acolo? Să nu... Da, vă bate doamna. Și el a zis că pe mine nu, doar pe fetița care mâncă grioane. Și cu ce bate doamna? Zice cu bota, el așa știe, joarda ce? O știe de botă. Și astăzi s-a mai întâmplat ceva la grădiniță și a zis că cea mica Cristina i-a desenat pe o foaie acolo și că doamna i-a dat o palmă peste obraz. Exact așa arată joarda doamnei educatoare. De atâtea ori am văzut-o pe masă, de atâtea ori am văzut-o la ea în mână. Copila care ar fi fost lovită nu avea ce să caute la grădiniță, spun oficialii. S-a comis într-adevăr o greșeală, aceea că minorul a fost primit în grădiniță fără să aibă calitatea de preșcolar înscris în sistemul de învățământ. În plus, spunea doamna director, toate celelalte mămici sau părinții, celorlalți 4 copii care aduc în completare acuzații privind un același tip de tratament, un abuz fizic asupra minorilor, spune dumneaei, nu ar fi frecventat nici măcar o singură zi unitatea de învățământ. Părinții arătați cu degetul de inspectoratul școlar spun că cei mici n-au mai vrut să meargă de frică la grădiniță. De ce refuză copilul dumneavoastră să meargă la grădiniță și cum reacționează când aude mai exact de grădiniță? Plânge, vomită, de la ta plâng și nu vrea, zice că nu vrea să meargă la grădiniță. Dacă e femeia de servici stă, dacă e doamna Adriana, nu stă. Educatoarea se apără și spune că i-a făcut o favoare mamei în cazul copilei de 2 ani și jumătate. În plus, respinge toate acuzațiile. Fetița respectivă nu este înscrisă la mine la grădiniță. Eu am primit-o pentru că a venit mama fetiței. Doamna, vă rog frumos să o primiți, fetița n-are 3 ani împliniți. Dar vă rog frumos, e foarte rea, o primiți. A doua zi iar a venit. Doamna, dar vă rog frumos să o primiți și am primit-o. Nu țin nicio joardă. Ați discutat cu 4 care nu și-au dus copiii la grădiniță. Puteți să o întrebați pe doamna directoare, puteți să întrebați femeia de servicii aici. Cazul este analizat acum inclusiv de polițiști. Verdețurile de primăvară par să fie alimente interzise multor români, chiar dacă producătorii au umplut tarabele, prețurile lor sunt amețitoare. O legătură ajunge să coste cât un kilogram de carne. Așa se face că cei mai mulți clienți se satură de urzici sau de spanac doar din privit. Hai să zicem 50 de kilogramul, nu? Nu, ține dau cu 40. Uite, am așa aici la punguță de 20 de lei punguță. Sau dacă iei 2, îmi dai 30. Super ofertele din piață îi fac pe oamenii să-și pună de fapt pofta în cui. În această piață din capitală, urzicile costă 50 de lei kilogramul, aproape cât pulpa de vită. La un kilogram de urzici ies 4 porții, dar nu, la 50 nu, nu știu, dar, na, să folosim cuvântul ăsta mai puțin așa, nu sunt disperat să mănânc neapărat săptămânile astea cu urzici. În încercarea de a atrage cumpărătorii, vânzătorii scad prețul, dar și cantitatea. Trufanda de sezon, spanacul se vinde la legătură. Toate sunt de grădină de la mine din solar. 10 lei toate 3. Aici e ca la expoziție. Intri, vezi, pleci. Chiar sunt mai scumpe legumele decât mezelurile. Și înainte erau mezelurile și legumele ieftine. Am ieșit cu 50 de lei, nu mai am. La fructele apărute înainte de termen, lumea nici nu se mai uită. Mai ales că vorbim de prețuri care depășesc 100 de lei. De kilogramul de cireșe? 220? Pus, nu știu. Praf de diamant, ceva la bază, când le-au cultivat, sau eu știu, sau așa le întrețin cu praf de diamant. Cireșe stropite cu praf de diamant, nu doar aduse din străinătate, la fel și căpșunile, care se vând doar la jumătate de kilogram, ca prețul să nu sperie prea tare clienții. Cam cât are o casă din aceasta de căpșuni?
jumătate de kilogram. Căpșunile are 35 kg, nu-mi permit. 35 jumătate de kilogram, caserola de jumătate de kilogram. Da, cred, dar e foarte scumpe. Legumele și fructele apărute timpuriu în piețe costă mai mult cu 20% decât anul trecut. Plafonarea prețului la unele alimente de bază mai rău ne-a golit buzunarele. A constatat asta ministrul Agriculturii, care promite un mecanism de control al prețurilor. Momentan totul este la nivel de idee, iar politicianul nu a oferit mai multe detalii. Cert este că marii comercianți, spune șeful Consiliului Concurenței, ieftinesc unele produse, dar scumpesc altele și ajung tot la același profit. Efectează puțin, dar trebuie să mergem înainte. Asta e viața. Teoretic, plafonarea prețului la unele alimente ar trebui să fie o soluție, dar... Ei zic că le-au plafonat pe unele, da? Realitatea nu cred că e asta. Ce v-ați luat acolo? E, bine, astea-s mărunțișuri. Cât ați plătit așa pe aceste mărunțișuri? 150 de lei, pe ce vedeți aici? Nu văd o diferență semnificativă, că așa te duci și... Se reduce 5 bani, e ca și cum ar fi zero. Așa că fiecare caută diverse soluții. Caut ofertele. Acum mă duc la ofertă, am trecut prin piață să văd prețul. Președintele Consiliului Concurenței spune că retailerii n-au sărăcit de pe urma plafonării, ba profiturile au rămas constante. E vorba de waterbed effect, pe românește efectul saltelei cu apă. Presupune că atunci când apeși într-o zonă a saltelei, apa din interior se va ridica în altă parte. Din punct de vedere economic, asta se traduce simplu, ieftinire aici, scumpiri dincolo. E o reacție normală atunci când pierzi bani într-o parte, să-i recuperezi în altă parte. Într-o economie de piață, prețul se formează în general numai atunci când avem un raport cerere-ofertă. Deci plafonarea prețurilor este o măsură greu de stabilit, greu de controlat, iar în timp nu poate să rămână așa. Efectul saltelei cu apă e simplu de înțeles la nivelul unui mare magazin. Pe rafturi sunt 1000 de produse. Să spunem că 20 dintre ele se ieftinesc cu 10%. Profitul ar trebui să scadă, dar rămân 980 de produse la care tarifele ar putea crește cu doar 0,1%. Greu de observat la raft, dar cu efecte evidente. Profitul va crește automat în ciuda acelei ieftiniri. Se poate ajunge aici și prin alte metode, cum ar fi, de pildă, schimbarea cantităților. Chestia asta cu... păcălitul oamenilor nu este bun. Zice s-a ieftinit laptele, dar la kilogram la sticle nu mai găsesc. Ce poate face statul? Guvernul poate să intervină și să supraimpoziteze, să zicem, profiturile uriașe realizate de anumite companii în anumite perioade. Dar, repet, acestea sunt măsuri punctuale și care nu pot fi generalizate și să aibă efect pe termen lung. Ministrul Agriculturii promite un mecanism de control pentru toate prețurile, însă nu a dat detalii despre cum va funcționa. Avem cei mai mulți tineri din Uniunea Europeană care nu lucrează, așa că autoritățile au decis să bage mâna în buzunar pentru a-i stimula. Concret, un șomer va primi 1000 de lei dacă își găsește un loc de muncă. Dacă mai este și proaspăt absolvent, suma se poate dubla. În total, primele de angajare pot trece de 10.000 de lei. Am fost și la forțele de muncă, am fost și la o grămadă de interviuri. Mi-a fost destul de greu să găsesc un loc de muncă. Pe Georgiana am întâlnit-o în autogara din Craiova. Tânăra de 19 ani s-a mutat în oraș ca să lucreze ca ospătară. Stau în Craiova că și lucrez și n-am cum să fac naveta de la 60 de kilometri. Stai în chirie? Stau în chirie, plătesc o chirie destul de mare, 10 milioane. Sunt banii pe care Georgiana ar fi putut să-i primească de la stat dacă stimulentele s-ar fi acordat încă de anul trecut. Acum, Ministerul Muncii oferă o primă de instalare în valoare de 12.500 de lei pentru tinerii care își schimbă domiciliul pentru că și-au găsit un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 de kilometri de casă. Eu sunt și la medicină anul întâi și plătesc o taxă destul de mare. Cred că m-aș fi ajutat puțin. Eu iau un salariu de 2500, doar că mai fac și din coafur și din machiaj. Ministerul Muncii mai oferă un ajutor de 1000 de lei pentru șomerii neindemnizați, dacă aceștia reușesc să se angajeze. Momentan nu mă ocup cu nimic, dar să îngăsesc pe viitor, pentru că na, trebuie. În ce domeniu vrei să te angajezi? Momentan ca casier. Care ar fi un salariu mulțumitor pentru tine? 3000 de lei. Pentru că ăsta l-am. Se mai acordă o primă de inserție de aproape 1800 de lei pentru absolvenții din evidențele agențiilor de forță de muncă, dacă aceștia își găsesc un job în termen de 2 luni de la absolvire. Eu sunt la facultatea de limbi străine la București și
Mă gândesc că aș putea să lucrez la un call center sau ca translator. S-a ajutat de părinți până găsesc un loc de muncă și după aceea o să fiu independent. Este bine ca statul să dea un ajutor tinerilor care vor să muncească. Locuri de muncă sunt, dar... Este lipsă de forță de muncă, după cum se știe, în evidențele noastre, locurile de muncă vacante declarate de către angajatori se găsesc pe site-ul nostru. Erau undeva peste 41.000 de locuri de muncă declarate astăzi. În România sunt cei mai mulți tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care nu lucrează, potrivit datelor Eurostat. Noua lege a pensiilor vine cu schimbări drastice. Pensionarii români își pot calcula singuri acasă câți bani vor lua în plus la recalcularea din septembrie, pe baza unei formule simple. Se vor lua în calcul inclusiv perioadele de studii, cele de armată sau orele suplimentare. Colega mea Diana Buzea vine cu toate detaliile. Diana, bună seara! Bună seara, Radu! Noua lege a pensiilor care aduce mai mulți bani românilor vine și cu o formulă nouă de calcul. Practic, un calcul pe care îl pot face și pensionarii acasă pentru a vedea exact câți bani vor primi în plus la recalcularea din septembrie. În această nouă formulă se ține cont de valoarea punctului de referință de 81 de lei, înmulțit cu numărul de puncte cumulate de contributivitate, stabilitate, cele pentru perioade asimilate și necontributive. Așadar, se vor adăuga, să știți, și anii de armată, spre exemplu, și anii de studiu, câte 0,25 puncte pentru fiecare an, dar și orele suplimentare. De exemplu, pentru o persoană care are pe decizia de pensionare 40 de puncte, odată ce se vor adăuga și perioadele asimilate și de stabilitate, va mai câștiga până la 6,25 puncte. Deci, pe aceeași formulă de calcul, vorbim despre valoarea punctului de referință înmulțit cu cele 46,25 puncte, ceea ce înseamnă o pensie de peste 3.700 de lei. Atât de aici, Radu, înapoi la tine. Scumpirile au născut un nou trend, chipflation, formula magică prin care producătorii pot avea profit într-o perioadă în care costurile au explodat. Este fenomenul în care furnizorii umblă la rețetele produselor și schimbă unele dintre ingrediente cu altele mai ieftine. Cu toate acestea, produsul la raft este chiar mai scump. În calitate, da, sunt din ce în ce mai diluate. Și mai scumpe. Asta este concluzia multora în ultima perioadă. Alimentele pe care le cumpără de ani buni parcă și-au schimbat brusc gustul. La brânzeturi și la astea, da. S-a schimbat gustul. Deci s-au schimbat rețetele. Rețetele sunt schimbate. După ce v-ați dat seama? Păi după compoziție. Așa nu mai arată cum arăta miezul înainte la o pâine. Și gramajul este micșorat și calitatea e diminuată. Este o păcăleală. Comercianții din țara noastră au observat că produsele de la raft au început să fie diferite. Chiar astăzi pot să vă spun că am primit o ofertă cu produse lactate care au și denumirea ușor schimbată, în sensul că nu se mai numește smântână, se numește specialitate cu smântână. Tocmai pentru faptul că proteina animală a fost înlocuită cu proteină vegetală. Calitatea alimentelor e din ce în ce mai proastă, arată o analiză a ONG-ului Foodwatch. În Franța, organizația a analizat etichetele mai multor alimente. La dulciuri, de pildă, au descoperit că producătorii au înlocuit uleiul de floarea soarelui cu cel de palmier ca să facă economie. Primele două ingrediente sunt zahărul și uleiul de palmier. Deci, în cea mai mare parte, această ciocolată conține zahăr și grăsimi vegetale. În cazul mezelurilor sau al conservelor cu pește a fost folosită o cantitate mai mică de carne, dar să nu credeți că prețurile au scăzut. Din contră, acest fenomen a primit un nume din partea specialiștilor, chipflation, adică schimbarea ingredientelor din rețetă cu unele mai ieftine și scumpirea produsului finit. Trendul nu se oprește doar la alimente, se întinde chiar și la produsele de uz casnic, precum săpun sau detergent. Cred că au umblat la rețetă. La detergenți, la chiar soluțiile de spălat vase. Nu albesc, nu spală așa de bine, nu sunt așa de puternice. Valul de scumpiri de anul trecut a declanșat mai multe fenomene. Pe lângă chipflation a mai apărut și shrinkflation, metoda prin care producătorii au scăzut gramajele, dar au păstrat prețul. Sunt pregătiri intense în toate aeroporturile din România. Din 31 martie, aerogările de la noi trebuie să aibă infrastructura necesară pentru a procesa atât zborurile Schengen, cât și pe cele non-Schengen. La Iași, deschiderea noului terminal a fost devansată și se lucrează fără oprire, pentru ca aceasta să poată primi pasageri peste o lună și jumătate. Asta e bine.
Terminalul 4 al aeroportului internațional din Iași, cel mai mare din țară după Otopeni, ar fi trebuit să devină funcțional în luna mai, însă aderarea țării noastre la spațiul Schengen pe cale aeriană a schimbat planurile. În prezent se lucrează la verificarea și probarea echipamentelor necesare funcționalității aeroportului. Toate aeroporturile trebuie să fie pregătite pentru a opera atât zboruri către țările Schengen, cât și non-Schengen. Pe aeroportul din Iași, de exemplu, o treime dintre pasagerii zboară către destinații din afara acestui spațiu. Absolut toți pasagerii care zboară în destinații din zona Schengen sau non-Schengen vor intra în terminalul T4. Vor face check-in, vor face control de securitate în T4, după care cei care au zboruri non-Schengen vor trebui să intre în terminalul T3 printr-un pasaj special conceput de legătură între cele două terminale și vor ajunge în zona de îmbarcare din T3, unde se va face controlul documentelor, controlul pașapoartelor. Din 31 martie, zborurile către țările Schengen vor semăna ca proceduri cu cele către alte orașe din țară. Controlul pașapoartelor va fi eliminat și automat vor dispărea și cozile de acum. Foarte bine. Călătorim în Olanda. Foarte bine, prea multe cozi. Astăzi n-a fost aglomerat, dar data trecută foarte aglomerat. Am stat și jumătate de oră. Cam cât timp pierdeți cu toate cozile la care trebuie să strați, la filtre? O oră jumătate, cred că cel puțin. Deci dacă se mai reduce un pic timpul, e bine. Asta într-un condițiile bune de astăzi. Dacă ar fi o zi aglomerată, două, mai bine de două ore poate. Cele mai importante aeroporturi din țară investesc aproximativ 670 de milioane de euro în extinderea terminalelor. Cele mai importante proiecte vor fi finalizate anul acesta. Anul trecut, prin cele 17 aeroporturi din România, au trecut peste 24 de milioane de pasageri. Otopeniul e de departe pe primul loc, cu 14,69 de milioane de pasageri. Doar aeroporturile din Timișoara, Iași și Cluj-Napoca mai trec de pragul de 1 milion de pasageri. La polul opus, aerogara de la Tulcea a avut parte de numai 300 de pasageri. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place. La noapte, cerul va fi variabil cu norări în vestul, nordul și centrul țării. Va ploua local în Banat, Crișana și Maramureș și pe alocuri în Transilvania și nordul Moldovei. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge. Izolat vor fi condiții de polei în zonele montane și în nord-estul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 5 și 5 grade. Pe areale mici se va forma ceață. Mâine, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Astfel, maximele se vor încadra între 5 și 13 grade. Vor fi temporar în orări și va ploua slab pe arii restrânse în centru și cu totul izolat în rest. În zona montană vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe crestele montane. Dimineața pe areale mici va fi ceață. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, vor fi 13 grade în Călăraș și 11 grade în Ploiești. În Transilvania cerul va fi înorat și sunt anunțate ploi, se vor înregistra 8 grade în Sibiu, la fel și la Cluj. În Moldova, norările vor fi persistente, iar vântul va sufla slab spre moderat cu ușoare intensificări. Pe arii restrânse va ploua slab. Temperaturile maxime vor atinge 9 grade în Focșani și 8 grade în Piatra Neamț. În vestul țării predomină atmosfera mohorâtă și pe alocuri va ploua. Mercurul urcă până la 10 grade în Arad și 11 grade în Timișoara. În Oltenia, cerul va fi variabil cu norări temporare, iar meteorologii anunță 10 grade la Târgu Jiu și 12 grade în Drobeta, Turnu Severin. În Dobrogea cerul va fi norat pe tot parcursul zilei, termometrele vor indica 5 grade la Sulina și 9 grade la Constanța. În capitală, valorile termice în creștere față de ziua precedentă s-au situat peste normele perioadei, astfel că temperatura maximă a fost de 11 grade. Cerul a avut norări, iar vântul a suflat slab și moderat. La noapte, cerul va fi norat, iar vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 2 grade. Mâine, atmosfera va fi în mare parte însorită, iar termometrul va indica 12 grade. La munte, cerul va avea norări persistente și vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări, în special pe creste. Vor fi 2 grade în Sinaia, la fel și la Păltiniș. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.